Care este situația? Aș vrea să avem o discuție și despre medici, cei care, da, sunteți acolo în prima linie de luptă. Care este situația colegilor dumneavoastră? Sunt speriați, sunt epuizați? Că am văzut și diverse reacții, cel puțin în mass media, ale colegilor dumneavoastră, care se declară speriați și eu n-aș spune epuizați chiar. Sunt două lucruri total diferite. Termenul de speriat sau de teamă nu ar trebui să fie în momentul în care am făcut medicina, asta spuneam și mai devreme. Suntem îngrijorați, bineînțeles că oboseala a apărut. Marea problemă pe care o avem este legată de organizare și de variantele pe care le ai, că până la urmă nu munca în sine este importantă, ci soluțiile pe care le ai. La un moment dat, dacă nu ai locuri, trebuie să faci în așa fel încât pacientului să-i fie bine, să poată să ajungă undeva. Și de multe ori lucrurile astea pe care le putem numi administrative ajung să fie mai importante decât conceptul medical. Și aici, într-adevăr, e o problemă. Pentru că medicul, în momentul în care nu are suficiente locuri și nu are cum să trateze pacientul, degeaba există terapiile conform protocolelor europene sau mondiale dacă n-ai unde să pui pacientul și să te ocupi de el.